Adrianei Simionescu, fata lui Adrian Minune, dar și botezul nepoatei artistului, au fost, fără îndoială, evenimentele anului în showbiz. Mireasa, cu o rochie strălucitoare, încrustată în pietre, cu o trenă lungă, a atras toate privirile. Petrecerea a început încă de la orele prânzului, la hotelul deținut de Adrian Minune, în Ștefănești. În ciuda temperaturilor extrem de ridicate, Costel Biju a cântat mai bine de o oră. Și pentru toată adunarea, pentru toți invitații din toată lumea, sosirea Mirelui în mijlocul petrecerii a fost salutată îndelung. Aruncat cu bani, iar Costel Biju a fost mulțumit. Pe ritmurile manelelor lui Biju s-a distrat și frumoasa interpretă Maria Constantin. Adrian Minune nu s-a uitat la bani și cea mai bună dovadă a fost festinul culinar. Mese îmbelșugate, berbecuți la proțap, un ospăț pantagruelic. Numele lui Costel Biju a fost îndelung vehiculat, deoarece nepotul lui și-a bătut iubita. Nimeni alta decât nepoata unui alt muzician celebru, Marinică Nemol. A fost mic scandalul pe seama numelui tău. E vis-a-vis de nepotul tău, David, care și-ar fi bătut iubita. Da, Horaciu, știi cum vine vorba aia? Ne creștem copiii până la o anumită vârstă. Nu? Mai departe, da, este adevărat că trebuie să răspundem de ei așa cum putem, dar n-am fost acolo, nu am vină, nu sunt implicat decât că este nepotul meu și că face parte din familia mea și deține numele meu de familie. Ce să spun? Și-a asumat greșeala, legea și-a făcut datoria. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, pentru fane Nemol. Eu cu Marinică Nemol cântăm împreună și nu numai că, virgulă, cântăm împreună, suntem prieteni de când ne-am născut. Familiile noastre sunt unite. Da, mama Feri spune că ar fi agresat-o și pe soția ta, nepotul. Nu, nu este adevărat. Nu am plângere vis-a-vis de nepotul meu. Ține cont ceea ce înseamnă partea familiei mele. Poate o fi burscat-o fără să vrea atunci când... Pentru familia noastră. Erau acolo în altercații. Familia Fănică. Pe da, pe oricum e soția mea nu mi-a despărit această chestie. Eleganța vestimentară a lui Carmen Simionescu te lasă fără cuvinte. Când am văzut-o, am plâns rău de tot. Nu știu dacă ați prins sau dacă erați, când am avut prima reacție. Eu, în loc să mă bucur, eu plâng, dar e tot din bucurie, știi? Pentru că e șocant așa puțin pentru mine să vă pe sora mea mică mireasă, știi? Parcă încă nu accept că am ajuns la o vârstă anume și parcă încă nu accept că suntem mari și avem deja copii. Imediat cum a venit la petrecere, Țancă Uragano s-a îmbrățișat cu cumătrul lui Sorinel Puștiu. Vreau să urez și o casă de piatră mirilor, să trăiască Adrian, fratele meu mai mare și colegul meu și fratele meu care îl iubesc foarte mult. Și chiar mă bucur să fiu alături de bucuria lui care o are astăzi. Cred că este una din cele mai mari bucurii ale lui, ca fiecare om. Și ce să spun, o atmosferă foarte frumoasă, toată lumea se simte bine, numai oameni aleși, oameni frumoși. Acum mi se pare că și eu, cred că și e siguranță, 100%, mi se pare că eu și cu fata mea mai mare și băiatul, cred că mi se pare că am crescut împreună, așa, ca frați. Da, și uite cum... Am avut... bucuria și binecuvântarea de la Dumnezeu să avem copii de mici și să fim actualizați, să fim de acord cu multe chestiile lor. Pentru că așa se întâmplă când ai copii apropiați. Și cum sună bunicul Sorinel Puștiu, bunicul Adrian Minune? Bunicul Puștiu și bunicul copilul Minune, nu? Adrian Minune, Adriana! Și Nicușor!
cauza faptului că mașinile invitaților blocau o parte a circulației, a fost chemată poliția. Adrian, bănuiesc că te-ai ocupat personal de aceste pregătiri. Păi cine se ocupe? După cum se vede, ai și tot ok, mulțumim lui Dumnezeu. Și Adriana, extrem, extrem de emoționată. Cam mireasă, să-ți dai seama. Cine ar fi crezut, Adrian, că, iată, fata va pleca de acasă, ca să zic așa. Va veni și acel moment. Fata e plecată de mult, dar așa e viața, știi cum e. Îi iei, îi faci mari și apoi fiecare pleacă cu soțul. Iar mirele... De două zile n-am dormit. Nu cred. Serios vorbesc. Deci cum ai? Cum reziști? Eu mai rezist. Am probleme cu căldura, dar cu oboseala n-am probleme. Ce să vă zic? Și Adriana extrem de emoționată, dar și tensionată. E o zi grea. E o zi grea pentru amândoi, pentru mine, pentru Adriana, pentru tatăl meu, pentru Adrian, pentru soacra mică, pentru Cati. Cât au durat pregătirile? Luni. Luni de zile. Cine ar fi crezut că la petrecere își va face apariția celebrul playboy Bogdan Ionescu, nume de scenă Sida, care chiar s-a simțit bine. Momentul culminant al primei părți a petrecerii s-a consumat când s-a rupt turta miresei. Care Adriana Simionescu a fost ajutată să intre în mașină, iar cea aflată la volan a fost chiar mama ei. Uimirea este cu atât mai mare cu cât la biserica Domnița Bălașa, unde au avut loc cununia religioasă și botezul, a venit Sida. Misterul îl spulbere însuși fostul ginere al lui Traian Băsescu. Mister Bogdan! Qu'est-ce que tu fais, ça va, ça va? Ce puțin rog este așa. La mulți ani pentru nepoțică, casă de piatră și cel mai bunic, cel mai frumos bunic și cel mai fericit. Sunteți de nostru. Sunteți prieten de mult? Avem 30 de ani, cred. 30 de ani prieten cu Adrian Minune? Da, da. Vă mulțumesc. Și cum v-ați cunosc? Când? În alte medii. Nu, că v-am văzut că ați fost și la nunta Mariei Constantin. Da, da. Mulțumesc. Înainte de a intra în biserică, mirii erau vizibil emoționați. Iar Adrian Minune și-a condus fiica în lăcașul de cult pentru a-și umi destinul în fața lui Dumnezeu. Același Bogdan Ionescu a ieșit să ia o gură de aer. Domnule Bogdan Ionescu, ați ieșit puțin din biserică. V-a emoționat slujba? Nu pot găsi cuvintele, trebuie mai bine să te duci înăuntru să vezi cu ce voce au. Sunt cei mai buni pe care am auzit până acum. Bun. Da, obișnuiți să ascultați muzică bisericească? Da. Serios? Da, am crescut cu asta. Am neamuri care sunt preoți. Am știut. Da. Așa, că și noi astăzi sunt foarte credincios, foarte religios. Mulțumesc. Adrian Minune Junior își prezintă iubita. Ai o prietenă foarte, foarte frumoasă, de cât timp vă cunoașteți? Nu, Cecilie. Da, și sunt logodnică. V-ați logodit? E, cum nu știi? Nu știam. De Crăciun pe 25 la prinii noștri la Oradea, la Băile Felix. E, uite că n-am fost, nu am știut treaba asta. Bă, și înseamnă că urmează pasul cel mare, nu? Urmează nunta, da, la anul. Anul care vine, fac nuntă, 100%. Poți să ne prezinți pe domnișoara, nu? Este soția mea, Andreea Loga, curând Simionescu. Cum ai cunoscut-o? Dacă zic, mă înjuri. Pe Instagram. Deci cum domnișoara Andreea, v-a scris pe Instagram sau i-ați scris? Nu, mi-a scris. Și ce a zis? I-am reacționat la un story. Mi-a zis că îi place fața mea. Da? Da. Da. Și eu am acceptat să-i placă fața mea. Atât a plăcut, ați rămas împreună. Și cum a fost primul? Am ieșit afară o dată 20 de minute și după ce crezi că i-am zis, tu de mâine o să fii nevastă. Ne-am văzut o singură dată în viața asta, ne-am plăcut din prima, am simțit ce a trebuit să simțim amândoi și apoi am rămas împreună. La ieșirea din biserică, soț și soție, pregătiți de petrecere. Nașa lui Noa, Carmen Minune, are cuvântul despre botez. Carmen, cum s-a comportat micuța? Micuța a fost minunată. Nu a plâns decât în unele momente în care cred că orice copil ar fi plâns,
de aia e foarte fericită. La restaurantul de 5 stele, Miri i-au dat startul distracției. Să analizăm aranjamentul floral și candy barul. Printre invitați, Georgiana Lobonț și Țancă Uraganu. Noi suntem frate și soră, suntem ca o familie și obligatoriu trebuie să scoatem și ceva piese împreună, pentru că lumea vrea la eveniment ce vede pe sticlă, nu? Exact, exact. Respect din suflet pe Andrei, este un om extraordinar. Are un bun simț, e și din comun și o omenie aparte și Marimar la fel, este la inima mea. Vorbim pe Instagram foarte des. Cum comentezi eu rochia Miresei? Este spectaculoasă. Este wow, de prințesă, așa cum este ea, o prințesă. Costumul Mirelui, lui Nicu? Excepțional, gust, tot ce trebuie. Nota 10, Mirilor. Nota 10 acestei petreceri. Da, nota 10 părinților pentru implicare și pentru cât de frumos au aranjat totul. Spuneți-vă, rog, la Ștefănești am văzut acea tradiție când s-a rupt acel cozonac. Ce reprezintă? Reprezintă turta miresei, așa se numește. Este o tradiție încă de la moștrămoșii noștri. Noi așa am crescut cu tradiția asta. Se zice că atunci când ești fericit, să dai ceva dulce celor care sunt alături, ca și ei să fie fericiți la rândul lor. Cum l-ați caracterizat pe ginele noastră? Ginele meu este un băiat foarte cuminte. Iubește enorm de mult pe fetița mea. Mă respectă foarte mult și pe mine și pe socrul lui. Și este tatălui Noa, mai presus de orice. Fostul ginere al fostului președinte Traian Băsescu, Sida, a venit la nuntă cu o fată decupată din reviste. Bună seara, bună seara! Bine ați venit! Bine te-am regăsit! Sărut milă! Rochia de seara nașei de botez, Carmen, dovadă de educație vestimentară. Iată, o mireasă sora ta. Aici puteți observa un shooting în desfășurare, doamnelor și domnilor, pentru viitoarele mirese, așadar, așa se pozează. Să știi că e foarte dificil pentru miresică să facă o alegere atât de îndrăzneață, pentru că, după cum ai văzut, se descurcă foarte destul de greu cu rochea și mă gândeam dacă eu aș face asta sau nu. Și eu am zis cam așa, am două variante. Ori să fiu cea mai simplă mireasă din lumea asta, gen cea mai simplă mireasă, ori o navă spațială ca asta, așa, nu? Georgiana și socrul mic, scurt recital bine remunerat. Deși s-a speculat că sunt în pragul divorțului, impresarul lui Adrian Minune, Rustem, și soția acestuia, Cristiana, infirmă categoric. Doamnă, am citit așa cu stupoare și cu uimire știrea aceea că ați fi în prag de divorț? Astea sunt minciuni, mai să ceartă lumea acum, ce vrei? Nu ceartă omul Horațu, știi cum e. Unde nu există ceartă, nu există dragoste. Normal. Păi, și de unde a pornit acest zvon? Până la divorț e cale lungă, nu? Ferească Dumnezeu! Mai vede lumea așa care printre noi mici discuții și pe acolo. A, deci lucrurile stau foarte bine între voi doi, nu? Da, normal. Și pentru că a dat dedicații frumoase, ultimul cuvânt îl are Cocoș de la Călăraș. Am văzut că ați dat dedicații frumoase la când cântau Georgiana Lobon și... Pentru minunea noastră, Adrian, pentru minunea doamnei lui Cati, este minunea noastră a tuturor, așa că trebuie să fim lângă el și lângă copilașii lui. Stâlpul familiei. Exact, da.
părinții mei, soția mea, copiii mei, frații mei, trebuie să fim cu toții unii lângă alții. A, dumneavoastră țineți toată... Exact, exact, da. Eu sunt capul familiei, spus-o mai adineauri.